Salut! În cadrul orelor precedente, ai făcut cunoștință cu câteva stiluri artistice caracteristice pentru perioada modernă și contemporană a istoriei artei plastice. Astăzi îți propun să descoperim un alt stil artistic, cu totul și cu totul deosebit. Este vorba despre cubism. Parcurgând cu atenție materialul, o să distingem ce este cubismul și care sunt reprezentanții de vază a acestuia. Tot în cadrul acestei lecții, vei obține o informație despre trei faze de dezvoltare ale cubismului. Vom crea o lucrare plastică după una din creația lui Pablo Picasso. Vei completa fișa de evaluare pentru a te auto-evalua. Vei afla adrese de link-uri pentru a putea studia și completa portofoliul cu noi cunoștințe despre creația lui Pablo Picasso. Cubismul este un stil artistic de avangardă. A apărut în Franța la începutul secolului 20. Între anii 1908-1914 are loc cea mai importantă revoluție în istoria picturii, după descoperirea perspectivei în perioada Renașterii. Cubismul este inițiat de francezul Georges Braque și spaniolul Pablo Picasso. După cum spuneam, acest stil artistic a cunoscut trei faze de dezvoltare. Pe parcurs vom studia în ordine succesivă fiecare fază, oferindu-vă imagini elocvente pentru a scoate în evidență caracteristicile distincte ale fiecăreia. Prima fază, până în anul 1910, este cunoscută sub denumirea de precubistă. Se află sub puternica influență a lui Paul Cézanne și a celebrei lui recomandări de a reda natura prin intermediul cilindrului, sferei și a conului. Îți propun să te uiți cu atenție la lucrările sale. Case și copaci. Altă pictură este Cariera Bibemus. Observă maniera pictorului de a reda natura. Însă Georges Braque și Pablo Picasso, care pictau în această perioadă personaje, peisaje și naturi moarte, nu se mulțumesc numai cu încercările de a renunța la perspectivă, ci aspiră mai ales să reducă motivele naturale la forme geometrice fundamentale. Observă în lucrarea Garafe și tumbă de Pablo Picasso, cu siguranță distingi cât de diferită este maniera de a construi obiectele pe suprafață plană. De aceea sesizată în lucrările lui Paul Cézanne. Între anii 1908 și 1914, Pablo Picasso trasează împreună cu Georges Braque drumul unui mod revoluționar de tratare a formelor, care va căpăta denumirea de cubism. Denumirea vine de la articolul criticului de artă lui Vusel. În realitate, Picasso și Braque încearcă să reprezinte obiectele tridimensionale pe suprafețe bidimensionale a tabloului, fără a folosi mijloace iluzioniste, să reunească forma și suprafața, recurgând la mijloacele unei picturi fără deosebiri între prim plan și fondul în perspectivă. Care totuși sunt caracteristicile specifice primei faze? 1. Se renunță la aplicarea legilor perspectivei. 2. Protagoniștii recurg la mijloacele unei picturi fără deosebire între prim plan și fondul de perspectivă. Și 3. Transformarea formei realiste se face prin reducerea acestea la forme geometrice fundamentale. Cea de-a doua fază, faza analitică, s-a dezvoltat în perioada anilor 1910-1913. Caracteristică pentru această fază este înclinația artiștilor de a descompune obiectul reprezentat într-o mulțime de suprafețe mici geometrizate. Acest procedeu îl poți observa cu ușurință în lucrarea lui Pablo Picasso, portretul lui Wilhelm Uhde. Gama cromatică devine neobișnuit de sumară, bazându-se în principal pe tonuri de cafeniu și cenușiu. Ambii artiști intuiesc că deformarea din ce în ce mai puternică și atracția pentru monocromie poate duce în cele din urmă la abstract. Acest lucru îl poți sesiza și tu
în lucrarea Natura statică de Georges Braque. Observă măiestria incontestabilă de a crea întregul dintr-o mulțime de forme, admirând lucrările maestrilor Pablo Picasso și Georges Braque. Din cele expuse anterior, putem constata care sunt caracteristicile specifice fazei analitice. 1. Obiectele reprezentate se descompun într-o mulțime de suprafețe mici, geometrizate. Și 2. Gama cromatică devine neobișnuit de sumară, bazându-se în principal pe tonuri de cafeniu și cenușiu. Pentru a evita ducerea cubismului spre abstract și pentru a recrea trimiterea concretă la realitate, Pablo Picasso și Georges Braque își propun noi tehnici artistice. Braque introduce în tablourile sale litere tipărite, se servește de un șablon în pictură, folosește peptenele pentru obținerea facturilor vălurite și recurge la imitații de tapet, lambirinturi și marmură. Tot el va realiza apoi construcții din hârtie, va lipi pe desen fâșii de hârtie decupate dintr-o bandă care imită lemnul, realizând astfel primul său colaj. Și ultima fază a cubismului este faza sintetică. Odată cu adaptarea tehnicii colajelor, artiștii intră în ultima fază a cubismului, cea sintetică. Noua tehnică readuce culoarea în operile cubiștilor, permițând totodată restabilirea contrastului cu realitatea grație asocierii unor motive care pot fi imediat recunoscute. Compozițiile perioadei sintetice sunt total eliberate de cea mai rămas încă din eluzia planurilor profund din lucrările analitice. Ceea ce este reprezentant va apărea de acum încolo exclusiv în forme plate. Obiectele sunt din nou unificate, dar totuși nu sunt forme copiate după natură, ci semne semnificative care trebuiau să dezvăluie cele mai esențiale trăsături, sinteza obiectelor reprezentate. Ai în față lucrarea lui Picasso. A fost primul exemplu al acestei tehnici de colaj. A deschis ușa pentru el și pentru alți artiști către ultima fază a stilului cubist, și anume cubismul sintetic. Prin recurgerea la metoda colajelor, Picasso urmărește să accentueze și mai mult diferența dintre suprafața tabloului și relieful obiectelor reprezentate. Obiectele se descompun în părți elementare pentru a fi din nou reconstituite pe suprafața pictată. Acești ani reprezintă pentru Picasso un punct de cotitură. Maniera de a picta, dar și situația financiară, se schimbă radical. Prețurile tablourilor cresc și el nu va mai ști niciodată ce înseamnă sărăcia. Lucrările lui Picasso și Braque deveniseră atât de asemănătoare încât tablourile lor din acea perioadă sunt adesea greu de deosebit. Observă și tu. Acum putem spune cu certitudine, cubismul a jucat un rol uriaș în transformarea artelor plastice în secolul al XX-lea. Reprezentanții acestui stil s-au rupt dintr-un mod hotărât de tradițională artă figurativă și de modul de reprezentare bazat pe perspectivă. Acest stil artistic a acapărat întreaga lume și a reprezentat o revoluție în lumea artei. În continuare îți propun să observi cu atenție un șir de imagini din creația lui Pablo Picasso pentru ca apoi să reușești să realizezi o lucrare practică imitând una dintre operele artistului. Și acum, marea provocare pentru tine. Îți propun să realizezi o compoziție plastică în stil cubist, imitând una din lucrările lui Pablo Picasso, și vei avea nevoie de următoarele materiale: guaș, hârtie, carton, textile și altele. Pentru realizarea unei lucrări reușite și originale, vei respecta următoarele etape. Studierea atentă a picturilor lui Pablo Picasso, caracteristice pentru faza sintetică, selectarea materialelor, prepararea elementelor compoziției și montarea elementelor. Succes! Iar pentru realizarea unei autoevaluări corecte și obiective, îți propun fișa de evaluare. Când o să completezi fișa, mai întâi
citește cu atenție explicațiile din rubrica Nota. Pentru că Pablo Picasso este o personalitate notorie în arta plastică contemporană, îți propun să documentez materiale despre creația lui. Folosește diverse surse pentru a cunoaște cât mai mult despre acest mare pictor. Structurează o mică informație despre creațiile sale pentru a îmbogăți portofoliul tău. Îți ofer o listă a surselor care m-au ajutat pe mine să pregătesc această lecție și tu să afli mai multe lucruri interesante despre opera și viața marelui Picasso. Îți urez succes! Thank you.